Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru sâmbătă 13 februarie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Doar arcane majore și ce frumoase arcane majore. Hai să vedem. Pe partea de dragoste avem carul, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia racului. Țineți minte când v-am zis joi pe 11 februarie, când am avut faza de lună nouă în vărsător, că e momentul să vă faceți planuri, să vă faceți liste, să vă analizați nevoile sufletului vostru? Pentru că în zilele următoare, pe măsură ce luna o să înceapă să apară pe cer, va trebui să începeți să și acționați în această direcție. Ei, astăzi, cu această arcană majoră aici, e momentul să acționați. E momentul să faceți pașii necesari, astfel încât să aduceți această realitate din lumea voastră interioară, din visele voastre, să le aduceți în realitatea exterioară, în lumea materială. Ieri nu a fost momentul de acțiune, ieri lucrurile încă erau neclare, dar astăzi emoțiile și intelectul vostru sunt aliniate, sunt în sincron și în sfârșit puteți să acționați, puteți să porniți la drum, puteți să inițiați orice relație nouă, fie că e vorba de o relație între voi și un partener exterior sau relația pe care o aveți cu voi înșivă, pentru că aceasta este de fapt fundația pentru orice relație reușită cu o altă persoană. Astăzi, mai mult ca niciodată, puteți să vă decideți propriul destin, puteți să vă croiți propria direcție în viață. Pentru toată lumea, astăzi începe un nou drum, un drum care va fi lung, pentru o parte dintre voi acest drum este către o direcție bine stabilită, către un obiectiv pe care îl aveți foarte bine definit, pentru alții va fi un drum de a vă îndepărta de ceva, pentru a lăsa în urmă anumite lucruri negative. În orice caz, la finalul acestui drum veți avea o relație mai stabilă, veți fi mai fericiți, mai împliniți. Pentru cei singuri, astăzi e momentul în care trebuie să demonstrați acest curaj de a iniția ceva, de a iniția o discuție, o conversație, o relație, de a schimba ceva în viața voastră sentimentală. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, astăzi e momentul în care trebuie să hotărâți împreună cu partenerul sau partenera voastră direcția în care vreți să vă îndreptați. Pe baza discuțiilor avute în ultimele două zile, astăzi veți putea iniția acest nou drum, această nouă călătorie care o să vă ducă împreună către mai multă stabilitate și mai multă împlinire în cuplu. Pe partea de sănătate avem Marea Preoteasă. Este foarte important astăzi să vă ascultați intuiția, pentru că aceasta poate să vă arate niște lucruri care stau ascunse, adormite în subconștientul vostru. E o zi foarte bună pentru a petrece timp în meditație, în rugăciune, pentru a vă reconecta cu eul vostru interior. Dacă sunteți atenți la mesajele subconștientului vostru, puteți să descoperiți anumite secrete referitoare la situația voastră de sănătate. Pentru parte dintre voi, răspunsul la problema voastră de sănătate s-ar putea să-l găsiți la un terapeut alternativ, la o persoană care poate să vă dea un tratament naturist, homeopat. Și pentru o mică parte dintre voi, este posibil ca astăzi să vă regândiți traseul carierei voastre și să vă reorientați către medicină alternativă, homeopatie, acupunctură, masaj și alte terapii alternative. Marea Preoteasă este o carte care vine cu foarte multă forță interioară, cu foarte multe resurse care stau ascunse în subconștientul vostru, trebuie doar să le accesați. Și oricât de complicată ar părea acum problema voastră de sănătate, dacă aveți încredere în forțele proprii, o să puteți să o depășiți fără absolut nicio problemă. Dar schimbarea trebuie să vină din interior și ca să puteți iniția această schimbare, va trebui să petreceți niște timp în solitudine, în autoanaliză, în autocunoaștere.
Puterea este în mâinile voastre, trebuie doar să vreți să o luați. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici Roata Norocului, una dintre cele mai frumoase cărți din tarot, cartea care reprezintă și planeta Jupiter și care vine cu foarte multă binecuvântare, cu foarte multe lucruri pozitive. Această roată a norocului se învârte și norocul este într-un final de partea voastră. Aveți încredere în divinitate pentru că universul astăzi conspiră pentru a îndeplini toate visele voastre. Pe partea financiară, astăzi puteți să aveți parte de mici sau mari câștiguri, în funcție de karma fiecăruia. O parte dintre voi s-ar putea să aveți măriri de salar, să primiți un bonus, să câștigați la loto o sumă mai mare sau mai mică, iarăși depinde de karma individuală a fiecăruia. Cei care nu aveți un loc de muncă, puteți să găsiți jobul pe care vi-l doriți, un job care să vă ofere stabilitate financiară și de unde puteți să învățați mai multe lucruri ca să evoluați în viitor în cariera voastră. Pentru cei care sunteți antreprenori, aveți propria afacere, lucrurile o să meargă foarte bine, foarte frumos. Toate planurile voastre de creștere a afacerii sunt foarte bine aspectate. Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă instinctele, pentru că o să vă ghideze într-o direcție foarte pozitivă. Pentru o mică parte dintre voi, e posibil ca roata norocului să vină cu o schimbare de locație, s-ar putea să trească să vă mutați în alt oraș, poate chiar în altă țară. Dar această relocare o să vină cu foarte multă abundență și stabilitate financiară pentru voi. Chiar dacă în primă instanță va trebui să cheltuiți niște bani, pe termen lung, această relocare o să vină cu lucruri pozitive în viața voastră. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Mă eliberez cu ușurință de trecut și am încredere în procesul vieții. Nu folosesc gunoiul mental de ieri ca să-mi creez experiențele de mâine. Creez gânduri noi și sănătoase și o viață nouă sănătoasă. Un mesaj foarte frumos care vine să susțină toate aceste arcane majore, toată această energie pozitivă și de susținere pe care Universul deja ne-a arătat-o pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!